După cum vedeți, mi-am pus culori de toamnă, pentru că da, este certitudine, a venit toamna, nu mai este niciun dubiu, temperaturi fix de toamnă. Nici de această dată nu sunt singură singurică, probabil că o să mai auziți pe aici pe acolo și alte voci. Da, vecinii mei nu au terminat de lucru, oamenii își văd evident în continuare de treabă și noi la fel. Și ca să nu facem o paranteză foarte amplă, vă invit, dragilor și de ce nu, dragilor prezenți pe acest canal, să vorbim despre produse scumpe versus produse ieftine. Să vedem dacă a da bani, mai mulți bani înseamnă într-adevăr un produs de calitate sau nu. Sau atunci când dăm mai puțin bănuți pe cosmeticele noastre, înseamnă că poate produsul nu este de calitate? Poate că nu-și face treaba așa cum trebuie? O să vedem. Dar eu zic că adevărul este pe undeva pe la mijloc. Și v-am pregătit de această dată ca să vedeți că vin în întâmpinarea voastră cu produse la obiect, să spun așa, o tavă cu produse pe care am dat mai puțin bănuți, dar care nu înseamnă că sunt mai puțin de calitate, și o tavă cu produse care costă ceva mai mult. Și o să începem. Evident, este vorba despre produse de machiaj. La ele m-am oprit de această dată, doar la ele. Așa că o să începem în primul rând cu ceea ce ne place nouă fetelor să facem mai întâi înainte de a ne machia. A ne curăța tenul, a-l hidrata și am ales, spre exemplificarea din acest clip, de această dată o cremă de la Elmi Plant. Aceasta este, ea este adresată doamnelor, așa cum scrie aici, peste 35 de ani și spune aici că este o cremă ce oferă protecție necesară împotriva îmbătrânirii premature a tenului. Am luat-o și eu, din curiozitate în primul rând, pentru că nu că aș avea neapărat de ce să mă plâng din acest punct de vedere, dar cred că este foarte bine să prevenim mai degrabă decât să încercăm să tratăm la un moment dat anumite problemuțe ale tenului. Și cremița vine așa, ați văzut deja cutiuța ei. Eu v-am arătat-o la un moment dat într-un clip dedicat produselor de îngrijire a tenului matur. Și am folosit un pic din ea. Și vreau să vă spun că, deși n-a costat foarte mult, este până în 50 de lei, dacă mi-aduc bine aminte, 40 și ceva de lei, mie mi-a plăcut. Lasă tenul plăcut, catifelat, machiajul se așează foarte frumos, o găsiți și pe diverse site-uri sau în magazinele unde cei de la Elmi Plant au produse. Bună ziua, bună ziua, dragi vecini, probabil că i-auziți. Și avem produs mai ieftin, să spunem, versus produs ceva mai scump. Este acesta de la Avène, Hydratans, cremă hidratantă, o cremă, zic eu, cumva ca și textură, la fel ca și celelalte. Miroase bine, nu este foarte parfumată, ceea ce mie îmi place extraordinar de mult și care, spun eu, că își face la fel de bine treaba, la fel cum la fel de bine își face treaba și cea de la Elmi Plant. Doar prețul diferă, acum sigur că depinde foarte mult de cum percepeți și voi felul cum se așează produsul pe piele, cât de mult vă hidratează tenul, dar mie aceasta mi-a plăcut și aceasta mi-a plăcut, deci n-aș putea să spun că vreau să renunț la una sau la cealaltă, le folosesc pe amândouă în paralel și mă declar mulțumită. Un alt produs
pe care l-am cumpărat pentru machiajul de zi cu zi, mă rog, când este cazul de fapt. Înainte de machiaj eu obișnuiesc să-mi pun un primer și să spunem că varianta mai ieftină propusă de mine astăzi este cea de la Melchior. Este acest primer care spun ei netezește tenul și cumva nu-ți mai dă impresia de pori deschiși. Varianta ceva mai scumpă este aceasta de la Estée Lauder, care spune că de fapt controlează și sebumul de pe față. Așa arată ea. Am folosit-o de multe ori și pe aceasta și după cum vedeți și din acesta am folosit, așa că am ajuns pe undeva pe la jumătatea recipientului. Ce spun cei de la Melchior despre acest produs? Da, așa este, matifiază foarte bine și machiajul se așează minunat. Ce spun cei de la Estée Lauder? La fel, sunt perfect de acord cu ei, am testat-o și am paratestat-o. Este baza perfectă, spun ei, da, este o bază foarte bună. Depinde acum ceea ce vă doriți și voi, pentru că uneori avem nevoie de machiaj pe o perioadă mai îndelungată de timp, alteori doar pentru câteva ore. Ambele sunt extraordinar de bune. Aceasta, să zic, într-adevăr, că asigură o, să spun așa, de-a lungul timpului, o fixare mai bună a machiajului pe ten. Deci voi alegeți Melchior, Estée Lauder, produs mai scump, produs un pic mai ieftin, ambele la fel de bune, mie îmi place să le folosesc, v-am spus, și în funcție de cât timp consider eu că am nevoie într-o zi ca să stea machiajul bine fixat pe tenul meu. Da, deci este o chestiune doar de alegere. După ce îmi dau cu acest primer, cu această bază, evident, fondul de ten. Fondul de ten propus de mine astăzi, varianta mai ieftină. Acum, sigur că e în funcție de fiecare ce buget avem. Și varianta ceva mai scumpică, să spun așa. Primul este tot de la Melchior. Pur și simplu așa s-a nimerit astăzi să vă arăt eu vouă câteva produse de la Melchior. Este un fond de ten cu acoperire ceva mai mare și da, așa este. Eu sunt super mulțumită de el. Sunt super mulțumită de faptul că de pe zona T chiar nu curge, nu oxidează pe față, se comportă foarte bine în timp. Iar varianta mai scumpă este cea de la Estée Lauder. Eu am aici nuanța Ivory Nude, o să vă și arăt. Haideți să vă arăt prima oară pe cel de la Melchior. Stați să vedem dacă am cumva și nuanța aici. Am făcut o comandă la ei pe site-ul lor, online, îi găsiți acolo tot timpul și să știți că au foarte multe oferte și în această perioadă am primit mail de la ei cu ofertele. Așa, haideți să vă arăt cumva textura. Este o textură destul de cremoasă, e cu acoperire mare, v-am spus, și cred că se vede foarte bine la cameră. Dar se întinde extraordinar de bine și se comportă super bine pe ten. Ok, și varianta de la Estée Lauder. Ivory Nude, v-am zis. Așa este ea. Vedeți că și ea are o textură destul de puternică, pentru că, la fel, are acoperire mare acest produs. Deci, ce vă spun eu, să zicem, prin aceste comparații, este că putem găsi într-adevăr produse la prețuri super accesibile care să fie la fel de bune ca și cele cu un preț mai mare. Sigur că este la mijloc și brandul, evident. Acum voi decideți ce vreți să alegeți în funcție de ceea ce în final vi se potrivește.
Și vă mai spuneam eu, atunci când vă alegeți fondul de ten, încercați să vedeți nuanța așa cum suntem noi acum, la lumina naturală și nu la lumina rece din magazine, pentru că își schimbă cumva culoarea și ne putem înșela. După ce mi-aplic eu fondul de ten frumos cu un burețel, apelez, pentru că da, atunci când sunt și obosită, pentru că am și perioadele mele de oboseală și nu-s puține, mai am acele cearcăne de desubtul ochilor și încerc cumva să le acopăr și evident folosesc un anticearcăn. Nu știu de ce m-am setat astăzi pe Melchior. Am mai multe anticearcăne și mai scumpe și mai ieftinuțe, dar de data aceasta am ales așa. Melchior, da? Este full concealer, așa scrie aici pe ambalajul lor, și Estée Lauder Double Wear. Acesta este. Primul, cel de la Melchior, este așa și el, cu acest aplicator și nuanța este aceasta. Haideți să văd dacă găsesc eu aici și numărul nuanței. Nope. Așa spune, cu acoperire mare. Da, și într-adevăr are acoperire foarte bună, foarte bună. Este un bej, de fapt. Și aceasta de la Estée Lauder spune că dă și o strălucire așa în jurul ochilor și cearcănele nu mai sunt atât de vizibile. El are acest aplicator mult, mult mai gros față de ce a zis la Melchior și este în această nuanță de bej mai deschis. Am vrut să iau aceste două nuanțe un pic diferite ca să văd într-adevăr care mi se potrivește cel mai bine. Îmi place și acesta și acesta. Acesta vedeți că este un pic mai mare ca și gramaj. Cred că voi ține din el foarte mult timp. Dar v-am spus eu, chiar dacă rămân cu produs și este în afara termenului de valabilitate, prefer să nu-l mai folosesc și să-mi cumpăr un produs în garanție, să spun așa, pentru că ceea ce aplicăm pe ten se va vedea în timp și atunci vom afla rezultatul dacă am ales bine sau nu, sau dacă facem vreo prostioară, ne putem trezi cu diverse bubițe sau eu știu pete pe ten și nu cred că ne place asta. După ce am pus anticearcăn, evident, aplicăm și pudră ca să fie machiajul complet, mai ales când a fost vară și cald, când în mod normal, oricât de bun ar fi un produs, începe cumva să se mai ducă un pic după niște ore. În materie de pudră avem așa, mâna stângă este pentru produsele ieftine, Melchior avem aici și MAC. Ambele la fel de bune, acesta este un bej, așa arată, și aceasta este nuanța NC25. După cum vedeți, este foarte folosită și o voi recumpăra pentru că îmi place. Este vreo 100 și ceva de lei și aceasta, dacă mă înșel, vreo 50 și ceva de lei. Mergem mai departe. În materie de highlighter, produsul ceva mai scump de la Too Faced, acesta este unul dintre ele. Așa, l-am folosit destul de mult, dar să știți că este super spornic. Vreo 100 și ceva de lei am dat la momentul respectiv. Și vă arăt un highlighter ceva mai ieftin. Al celor de la Pupa, de fapt, este într-o trusă, vedeți aici, așa, care are și contouring și highlighterul aici. Și aceasta îmi place, doar că mi se pare un pic mai cremoasă. Nu mai cremoasă, mai prăfoasă, mai degrabă spus. Parcă nu se așează atât de bine pe ten, curge, nu știu, nu... N-aș putea să spun că sunt super mulțumită de această paletuță.
Dar e important și cu ce aplicați toate aceste produse și mă refer evident la pensule, la bureței. Și pentru că tot folosim highlighter și avem variante să alegem, am mai luat acest produs mai scump de la Fenty Beauty și el, dincolo de 150 de lei, este așa mai pigmentat, să zic. Îmi place cum se așează, îmi place și felul în care arată, cum este ambalat produsul și m-a convins. Ok, avem și blush, varianta mai ieftină, aceasta de la Pupa, în cele două nuanțe, care sunt un pic mai zi de fate și merg mai bine pentru vară. Și aceasta de la Sephora, pe care am luat-o pentru acest anotimp, mi se pare că se așează foarte bine. Aceasta este un pic mai prăfoasă, într-adevăr, dar faptul că are două nuanțe, este micuță, putem să o punem în trusă. Și acesta la fel, de altfel, reprezintă un avantaj. Însă, dintre aceasta și aceasta, o prefer pe aceasta. Acum, mai ales de toamnă, pentru că nuanța este una extraordinar de bună pentru anotimpul ceva mai rece. Și le pun aici pe tăviță în continuare. Să trecem cumva și la machiajul ochilor. Trusa ceva mai scumpă de la Urban Decay Naked. Mi-a plăcut foarte mult această trusă, îmi place în continuare. Ea arată așa, să știți că am folosit foarte mult din ea, dar este la fel de zbornică și nu are fallout, se așează bine fardul pe ochi. Dacă mai folosiți și un primer pentru machiajul ochilor, este nemaipomenit. Dacă nu, nu, oricum se așează foarte bine. Versus produs mai ieftin, acesta, această trusă tare simpatică de la Sephora, care mi-a plăcut foarte mult, în primul rând cum arată și în al doilea rând și culorile. Și aceasta are un highlighter, contouring, blush, este o trusă completă. Aceasta a fost 80 și ceva de lei, cealaltă de la Urban Decay aproape de 200 de lei. Bun. Să ne dăm și cu rimel, zic, variantele ieftine, un rimel de la Pupa și un rimel de la Rimmel London. Acesta este negru și are o periuță așa și acesta este albastru, iau ce albastru frumos și are periuță așa. Mi-au plăcut foarte mult, nu se adună pe gene, nu formează acele burbonițe care ne cam deranjează pe noi. Și varianta mai scumpă de la Benefit. Am preferat să iau acest rimel micuț de la Benefit pentru că nu l-am mai avut niciodată și am vrut să încerc să văd cum este. Pititel cu pensul așa, negru, negru destul de intens. Este ok, nu pot să spun că este wow neapărat, dar cred că satisface totuși cele mai multe dintre pretențiile noastre. Se aplică ușor, se vede bine și destul de frumos pe gene. Nu pot să spun că alungește genele într-un mod extraordinar, dar este ok. La capitolul produse mai scumpe, legate de rimel, este acesta de la Lancome. Mi-a plăcut foarte mult de când l-am luat prima oară, Lancome Grandier. Și faptul că are această periuță așa ușor curbată, să spunem, asigur o aplicare mult mai ușoară și mult mai bună. Într-adevăr, alungește genele, negrul pe care îl are este unul destul de intens. Prețul a fost undeva la 160 de lei.
Îl găsiți în Sephora, îl găsiți și pe site-urile de profil și îl recomand în continuare. Eu sunt la al doilea rimel Lancome, exact așa, acesta cu trandafirașul, și îmi place. În ceea ce privește variantele mai ieftine, vi le-am spus, da? Pe acestea de la Rimmel London și de la Pupa, cel albastru și cel negru. Și ele își fac foarte bine treaba. Albastrul acesta intens mi-a plăcut extraordinar de mult. Și am căutat un astfel de rimel și l-am găsit. Și cei de la Melchior au un rimel albastru foarte frumos. Bun, să trecem mai departe la tușul de ochi. Pentru că, da, folosim tușuri de ochi. Și pentru varianta ieftină, le-am pe acestea trei. Eu folosesc tuș de ochi în general cu pensulă, așa cum este cel de la Sephora. Eu mă descurc mai bine cu pensula. Am văzut că multe dintre voi doresc să fie acea carioca. Acesta ar fi unul și cea carioca despre care vorbeam este acesta, de la Essence. Mă descurc bine și cu el, doar că în timp, vedeți voi, vârful cariocii s-ar putea să se mai uzeze un pic, să se mai tocească. Dar, în cazul meu, deocamdată n-a fost așa, vedem în timp, dar aceeași intensitate a culorii aici, am pe cel de la Essence, se menține bine pe ploape, se întinde foarte bine, ușor. Mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut. Și l-am mai luat pe cel de la Sephora în variantă albastră, să spunem, care are tot această pensulă. Uitați ce albastru intens și frumos. Acesta a fost 70 de lei. Da, deci trei variante super accesibile ca preț, trei produse foarte bune, zic eu. Își fac treaba, nimic de reproșat. Varianta mai scumpă este aceasta de la Estée Lauder, care are ceva în plus, într-adevăr, și oarecum își justifică poate și prețul. Acesta este sub formă de carioca. V-am spus, prefer tușurile de ochi cu pensulă, dar mă descurc și cu carioca. Și el se întinde așa, chiar este un negru super intens la acesta. Și este pentru trasarea liniilor mai subțiri. Aceasta. Toc, 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 să lucrăm de zor. Și mai are la capătul celălalt această carioca pentru liniile ceva mai lungi, nu mai lungi neapărat, ci mai groase, dacă vreți, linii mai groase. Uitați cum este ea și se aplică foarte, foarte ușor. Eu l-am luat de pe site-ul celor de la Estée Lauder. Și fondul de ten, și anticearcănul, și eyelinerul, și baza pentru machiaj. Foarte bun, nota 10, chiar îmi place și sincer își merită toți bănuții. Bun, și cumva ajungem la final, pentru că da, un machiaj complet necesită rujul, fără de care recunosc eu nu aș putea să trăiesc, mă rog, cum s-ar spune. Este unul din produsele preferate de mine și care nu trebuie să lipsească din trusa mea de machiaj. Fără ruj, parcă nu este complet machiajul. Și avem două variante accesibile de ruj rezistent la transfer. Este acesta, unul de la Sephora. Este deja super, mega, arhi cunoscut. Acesta este nuanța 78 și am și nuanța 01, dacă vă uitați voi în clipurile anterioare, o să găsiți mai multe detalii. Și este așa. Și o variantă și mai ieftină
este cel de la Avon Power Stay, care într-adevăr se aplică la fel de bine, la fel de ușor, rezistă foarte, foarte mult pe buze. Singurul inconvenient, să spunem, cu el este că usucă foarte tare buzele, nuanța fiind așa și el fiind resilient red. Ok. Deci acesta într-adevăr usucă foarte tare buzele, dar rezistă mai mult decât acesta pe buze, vă spun sincer. Iar în ceea ce privește variantele ieftine, dar rujuri hidratante, acelea sub formă de baton, îl arăt. O variantă este acesta de la Yves Rocher, nuanța 118 Grand Rouge Satin. Ok, într-un ambalaj super drăguț, care este așa, nuanța este aceasta și este așa, sub formă de batonel. El hidratează și se așează bine pe buze, dar evident că nu rezistă în timp, necesită reaplicare după ce bem o cafea, un suc, un cappuccino, orice ar fi. Rămâne într-adevăr pe pahar, pe ceașcă și necesită reaplicare față de celelalte două rezistente la transfer, care nu implică acest lucru atât de repede. Și mai am încă o variantă bună, să spun, în ceea ce privește bănuții dați pe el, aceasta de la Melchior, este acest ruj în ambalajul acesta negru și eu pe acesta îl am într-o nuanță așa de mov, burgundiu, cum vreți voi să-i spuneți, acesta fiind, așa, care rezistă mai bine pe buze față de cel de la Yves Rocher, dar și el în timp necesită aplicare și se ia tot așa pe tot ce înseamnă cănuțe, ceșcuțe, pahare. Și acum, varianta mai scumpă. Vin cu două produse pe care le vedeți prima oară la mine pe canal, pe care nu vi le-am mai arătat până acum. Rujul rezistent la transfer este acesta, în nuanța aceasta roșie foarte interesantă, red, și este tot așa cu pensulă, o pensulă foarte bună și care face aplicarea foarte precisă, nuanța este aceasta. Ce pot să vă spun eu legat de el este faptul că 1. Îmi place nuanța extraordinar de mult, 2. Îmi place textura la fel de mult, îmi place pensula, cum se comportă în timp și cum aplică produsul, dar să știți că în timp se cam ia de pe buze. Nu usucă buzele, așa cum o face cel de la Avon, dar la un moment dat pe centrul buzei, după o perioadă de timp, se duce rujul, ceea ce înseamnă că trebuie să reaplicăm sau să reaplic în cazul meu. Și varianta la fel, un pic mai scumpă, este aceasta cu acest, da? Deci acest, așa arată acesta, gen batonel, tot pe un roșu, dar ceva mai închis, posibil la cameră să apară un pic nuanța diferită, da? Și este acesta. Eu sincer pe cameră le văd pe toate cam în aceeași nuanță, dar vă spun sincer că diferă nuanțele, deci nu vă faceți probleme. Acesta este A87. Este mat, se comportă bine, rezistă destul de bine pentru un ruj gen baton și îmi place că este așa și mai mititel și îl putem pune în geantă fără niciun fel de problemă, nu ocupă foarte, foarte, foarte mult spațiu. Da, am pornit de la creme de îngrijire, spor la treabă, dragi băieți. Cred că dacă ar vedea ei ce fac eu acum aici, cred că s-ar și amuză și s-ar mai opri din când în când și din lucru să mai asculte ce spun. Am plecat, spuneam, de la creme de îngrijire până la... și am ajuns la rujuri. Cam asta a fost clipul de astăzi.
Ce să vă doresc? O săptămână frumoasă, să aveți o săptămână cu spor. Dacă aici se uită și studente, colege de-ale mele, pentru că tot am început astăzi anul universitar, vă spun să avem succes cu toții, multă, multă răbdare și mult spor. Eu sunt anul 3, deci va fi un an foarte, foarte, foarte important pentru mine, pentru că voi avea licența. Vă pup, vă îmbrățișez, să aveți grijă de voi și să ne revedem cu bine la clipul următor, care probabil va fi, mai mult ca sigur, despre îngrijirea părului. Lăsați-mi în comentarii întrebări dacă vreți să vă răspund în clip despre felul cum îmi îngrijesc eu părul, cu ce îmi îngrijesc părul și ne vedem săptămâna viitoare. Vă pup!